Cei 200 de ani de la nașterea lui Avraam Iancu au fost marcați într-un mod cu totul inedit în cadrul ediției din acest an. Pe lângă spectacolul folcloric, organizatorii au pregătit și un moment artistic, aducându-l pe scenă prin intermediul actorului Horia Fedorca, pe însuși Creișorul Munților, dar și pe iobagii de la Revoluția condusă de acesta. Pe noi secole ne despar. Și timpul ar vrea să ne convingă că întâlnirea noastră, a celor de atunci și a celor de aici, nu și-avea rost. Dar pe noi ne unesc foarte multe lucruri. Fiecare palmă de pământ, fiecare creangă a codrilor munților noștri, ne unește dragul de mamă, de tată, de frați și surori, dragul de familia noastră, tot, dar mai ales ce ne aduce pe noi toți împreună, adunați, este dorința de a fi liberi și stăpâni. Unicul dor al vieții mele a fost să-mi văd națiunea fericită, să-i văd pe toți pruncii noștri că merg la școală, că sunt învățați, că știu să-și apere țara cu arma legii. Că știu să facă orice au nevoie, să aibă minți luminate, să poată să deschidă porțile după care alții au încercat să ne închidă, să nu-l uite pe Horea al nostru, pe Horea al nostru, care s-a ridicat la cer așa cum s-a ridicat. Dar glasul lui să rămână în mintea voastră așa cum clopotul rămâne în biserici după Tatăl nostru. Să zice că istoria se repetă. Dar nu e așa. Adică nu e așa pentru cei care o știu și au învățat-o la timp. Trebuie să știți cu cine dați mâna, cu cine vă înfrățiți. Și să nu uitați că aici aveți o țară și un pământ ale voastre. Și dacă vreodată va mai fi cazul să ziceți gata, să ziceți. Ambule mare, bravo! Și însuflețește pe ai tăi. Sunt gata, stau cu toții să se coboare-n băi, să izbonească hoții și-ai neamului cădăi. Iancu merge înainte, i-un cal cu ager curs și peste îmbrăcăminte purta piele de urs. N-am lipsit niciodată. De câte ori am fost invitat, am fost prezent. De câțiva ani încoace sunt prezent alături de fiul meu și mă bucur că mă însoțește, mai ales la spectacolele acestea mari, spectacole speciale, mai ales în acest an, spectacol deosebit pentru că îl aniversăm pe Avraam Iancu, aniversăm cei 200 de ani de la naștere și este anul Avraam Iancu. Vin întotdeauna cu drag, vin întotdeauna cu emoție și mă străduiesc de fiecare dată să gândesc un alt fel de scenariu, în așa fel încât să nu mă repet, dar cântecele sunt tot aceleași, că acestea sunt cântecele de pe vremea lui Iancu.
Au fost momente extraordinare astăzi, momente artistice extraordinare și nu doar pentru Ciprian Român. Au fost momente oferite de o generație sau de generații de artiști, după cum ați văzut, momente cu totul și cu totul aparte, pentru că acest spectacol a fost gândit în această manieră, încât să avem generațiile de aur, dacă vreți, ale cântecului popular și cântecului patriotic românesc, dar și tineri din generațiile care câștigă acum concursuri și festivaluri. Și iată, s-au întâlnit pe scena de la Țebea, dându-și oarecum mâna spre bucuria publicului și a noastră organizatorilor, pentru că este foarte greu să așezi într-un tablou organizatoric toate elementele astfel încât să fii cât mai aproape de dorința celor care participă. Mai mult decât atât, am trăit momente frumoase pentru că am simțit publicul alături de noi și acest lucru cred că vi l-au spus și colegii mei care au vorbit. Colegii mei artiști, este o ediție cu totul specială, pentru că sunt 200 de ani de când pe aceste pământuri se năștea Avram Iancu. Noi, ca organizatori, ne-am străduit să facem tot posibilul și, dacă vorbim de organizatori, ca de fiecare dată vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost și ne sunt alături. Vorbim de Consiliul Județean Hunedoara, principalul și finanțatorul nostru, apoi instituțiile implicate alături de Centrul de Cultură și Artă în organizarea aceasta. Nu rămâne decât să le mulțumesc tuturor, dar în primul rând publicului minunat care vine la Țebea și nu vine oricum, ci susține tot ceea ce facem noi aici. Mă bucur din suflet că suntem azi alături de mii, poate zeci de mii de oameni care ne urmăresc fie prin intermediul televiziunii, fie prin prezența lor astăzi aici într-un număr enorm de mare. Cred că este cel mai mare număr de oameni pe care a venit în ultima vreme la Țebea și este normal că acum noi ne aducem aminte cu mult respect, cu multă speranță în suflet de ce a fost acum 200 de ani Avram Iancu. Iată că acum putem spune că ne amintim cu multă dragoste, cu multă emoție, că acum 200 de ani s-a născut eroul nostru național, marele eroul național, Avram Iancu. Da te sobrușa scos cavalu și ne doi nașa acest cântec al Iancului, care în urmă cu 57 de ani m-a făcut pe mine cunoscută, nu pot decât să mă bucur și să îl propunem să fie imn național. Trăiască Duhul Iancu, trăiască moțul între moți, Câmpia Libertății spune că Avram Iancu suntem toți. Eu m-am simțit din totdeauna în calitatea mea de fată de plugari, m-am simțit că sunt suflet din sufletul neamului meu și îi cânt bucuria șamarul. Simt că la Țebea este un suflu extraordinar românesc, un suflu și suflet românesc. Aici se adună adevărații români din toată țara. Cu asta este atât de plin de istorie și de recunoștință din partea noastră pentru cei care s-au jertfit ca noi astăzi să trăim în pace, în liniște și în bunăstare. Și dragilor, trebuie să fim conștienți că suntem o generație care ne bucurăm de pace, de bunăstare și de liniște. Așa că să-i onorăm pe strămoșii noștri și să fim cu recunoștință față de ei. Și tinerii interpreții de muzică populară au fost prezenți pe scena de la Țebea. Dar stifete de iubit, la-i-la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 , precum și-o a povesti, ai-la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 .
dar sti fete ne iubi. Ai la 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 la, precum știu a povesti. Ai la 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 la. Ar fi tăt lapte și miere, dai la 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 la. Nu s-ar mai sfă dintre ele, dai la 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 la. Cred că aici se simt moții cel mai bine, la Țebia, unde a murit Crăișorul Munților, unde este îngropat Crăișorul Munților. Pentru că aici se trezește patriotul din fiecare dintre noi și aici putem trăi cu adevărat împreună ca români. Câștigat anul trecut marele premiu la DEVA, festivalului Drăgan Muntean, și iată că după un an sunt aici înconjurată de mari artiști și de TVR și este un lucru foarte, foarte mare pentru mine și nu pot decât să fiu recunoscătoare. La Țebea au venit români din toate colțurile țării. Aici ne-am născut și ne place să venim. Sunteți de aici, din partea locului? Da. De unde? Chiar din Brad. Din Brad. Ce simte o moață din Brad când vine la Țebea? O bucurie mare. Spiritul Crăișorului este cu noi. Și venim aici din 2012 fiecare an să-l cinstim și sperăm ca și ceilalți români să se deștepte și să vină aici, să știe cine suntem, de unde am plecat și ce avem de făcut. De unde sunteți de loc? De unde sunteți de loc? Sunt aici din loc, dar locuiesc în Craiova. Și ați venit? Și vin în fiecare an la serbarea asta. De când de copil, de la liceu, de la asta, tot mai aici am serbat. Ce înseamnă pentru moți să se întoarcă acasă la Țebea? Înseamnă ceva, nu pot să descrii, e extraordinar. Deci noi aici am trăit sub acest Avram Iancu, la orice avrămuț al nostru. Bunica, bunica și străbunica și mama a fost moață și noi ducem tradiția mai departe. Ce frumos, unde locuiți în România? În Macea, lângă județul Arad, dar venim aici cu drag întotdeauna. E important că se păstrează aceste sărbători? Trebuie să păstrăm tradițiile vechi, alea pure, care nu sunt întinate de ceilalți noi veniți. Spectacolul de înaltă ținută a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și Primăria Comunei Baia de Criș. Pe tot parcursul spectacolului, artiștii au fost acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean sub bagheta dirijorului George Călțea.